Legionela reprezintă a treia cauză de pneumonie severă comunitară, având o rată de fatalitate de 10-15%, iar în cazul pneumoniilor nozocomiale până la 25%. Și în România există condiții favorizante pentru apariția unor cazuri sporadice, focare sau chiar epidemii. Astfel, în perioada octombrie-septembrie 2011, specialiștii au identificat posibile surse de îmbolnăvire în unitățile hoteliere. Astfel, unitățile de cazare trebuie să-și desemneze persoane care să fie responsabilizate cu identificarea riscurilor specifice unității și, desigur, a zonelor unde legionela se poate dezvolta. În perioada următoare, specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Sălaj vor consilia principalele unități de cazare, astfel încât acestea să-și întocmească cu succes programele active de control al dezvoltării legionelei.